De ce s-a luat această decizie? Sunt anumite zone în oraș unde nu există case de vânzare bilete și atunci cetățenii au solicitat găsirea unei modalități ca ei să poată totuși să beneficieze de acest bilet și să nu primească amendă dacă circulă fără. Și atunci, experimental, pe traseu 104, timp de 2 săptămâni, în fiecare mijloc de transport va exista un casier care va putea vinde bilete călătorie. Este și o măsură pentru a reduce din numărul clienților clandestini, să spun așa? Cu siguranță. Încercăm să optimizăm și vânzarea de bilete și să reducem și călătorii fără bilet.